5 aveam 15 oameni pe ăla și începusele toți cu spaniola și cu portugheza. Unde e rog? Nu știi joc, o să fie super aici. Aoleu, dar te-ai dat încet, Pepsi. Dar și eu te aud încet. Vrei să dau mai tare la mine în căști, tot asta e pe mine. Eu sunt în Miami. Dar mă aud încet? Acum e ok, e ok. Cred că faza cu compensarea sunetului. Băi, ești pe live, nu, e ceva de la mine. Nu, e perfect, e ok. Cum ești Pepsi în joc? Pepsi 199. Nu e de la mine, Gelevem, că nici pe live nu mă aud bine. Că you got friends. Sigur că mă aud încet. Tinel. Invite to crew. Băieți, mă aud încet pe live, bun. Joc. Imediat. Ne l-a ratat. Încă o dată, Geli, încă o dată, știu că poți. Băiții, cum dau jocul full screen window? Alt enter. Nu. Salut, Happy. Gheții. Iar începă. Păi dacă îmi scrie pe live, ce vrei, frate? Hai, tinere, ți-am dat o dată. Gata, ți-am acceptat. Prin window, dar și tu. Este. Options. Unde? Stați, băieți. Ok, unde e Pepsi pe hartă? Ce să fac din el, uite. A, uite-l pe Pepsi. Uite, Pepsi e undeva în sud, la New Orleans. Ce cauți, frate, tocmai acolo? Hai pe el. Păi hai, dă-ți tu, că te văd pe tine eu. Pepsi nu-l luat. Acum, băieți, m-auziți ok? Cred că m-auziți Gelvent, cred că m-auziți tare, nu? S-a dus promoț că am făcut convoi, dacă n-ați venit. Cartof prăjit. Dacă ați ratat convoiul. Salut. Ok, nu vă văd. Apăsați R toți, țineți R. Păi unde ești, mă, Geli? Să cu voi. Tu ești la 14 km, ești lângă Pepsi. Dar pe Pepsi nu-l văd. E aceeași problemă. Da, uite. Păi trebuie să miște puțin el. A, da? Gata, uite-l pe Pepsi. Yay! Da. Dar stai să schimb și eu mașina. Dacă aveți să schimbați, okay. Unde sunteți, fraților? Mamă, ce mă bate, frate, nu știu să umblu. Suntem New Orleans. Mobile Garage, stai să văd ce să-mi iau. Mi-au Mercedes-ul. Mi-au Mercedes, AMG-ul. AMG? Eu am Camaro și o să-mi pun Corvette-ul dacă nu. Uite-l pe Geli. Îmi pun Corvette. Da, băiți, la ora asta jucăm de crew. O să fie distractiv dacă rămâneți cu noi. Super distractiv. Adică singur e plictiseală. De asta am și intrat cu băieții, că n-am jucat niciodată asta multiplayer să mă joc cu... Uite, ce mașina mea. Vă văd. Da. Cum ascund asta? F3? Da, F3. Da. Bun. Da, frumos. Oh, mai am și Pagani cu Aira. Cine? Tinelul, ce Ford e la mă? E un frigider cu roți. Du-te, mă, că n-ai gust. Hai, mă, lasă. Hai, Geli, pune-ne checkpoint. Facem o plimbare. Ce facem? Ne luăm puțin în gură cu poliția? Sau facem plimbare așa? Hai să facem o plimbare de fază. Că dacă ne luăm cu poliția, după aia nu o să ne mai vedem. Facem o plimbare de fază. Să vedem cum merge, uite, până în Roswell. Băi, ne distrăm, de-aia facem așa târziu. Pune checkpoint. N-avem somn. Acum checkpoint. Roswell. Set waypoint. Și acum ar trebui să vă apară la amândoi. Gata. Da. S-a apărut 33 de kilometri, mergem acolo? Da. Uităm. Jar. Dacă ne așteptăm, ne așteptăm. Nu știu pe ce să schimb. Nu, da, am butoanele pusă la volan. Hai, dă-i. Te salută Promarius. Salut, hai plecăm toți trei odată, ai în linie. Da, plecăm dacă m-ai dat pe câmp. Dar nu, n-am fost atent. A, pe voi ce mașini aveți, bă? Lamborghini. Am o japiță de... Eu mi-au Pagani și am terminat. Hai, ia-ți Pagani. Hai, să o dăm pe Pagani. Tu iau pe aia de stoc sau pe aia șmecheră? Iau pe aia șmecheră. Amândoi odată, la.
Hai că vine și poliția. Băiții, în seara asta o să... O, nu prea o să citesc like, comenturile. Dar de ce, mă, citește-le? O să citesc, dar nu chiar tot. Hai, mă, hai să ne dăm un pic, hai să ne dăm un pic pe... Ce bine s-a pus ghele pe... Hai pe partea noastră. Hai că mă dai aici aproape de bordură. Nu o să jucăm Battleground în seara asta, doar de crew. Detest întrebarea asta, când eu joc un joc, lumea mă întreabă dacă nu joc alt joc. Hai mă, las-o așa, nu mai... Eu sunt gata. M-am născut pregătit. Dați start, băieții. Hai, 3, 2, 1, go! Ouleu! V-am pupat. O, ce se duce la Lamborghini-le, mă! Nosul, repede! Bă, dar eu nu mai știu pe ce dau nos. Shift. Amândoi. Da, dar eu le-am la volan, eu deja m-am izbit, băieți. Au, ce faci, Pepsi, mi-ai arunce în față pe toți. Hai să ne așteptăm. Aha, unde suntem? Mai că o să joc din camera de afară. Ce se întâmplă, frate, cu mine? Yeah, baby! Hai, gata, știu și butonul de nos. Am plecat prima, am ajuns ultimul. O seara, nevostuica. Mamă, dar ce greu e să controlezi cu volanul ăsta. Da? Uaaa! Cu volan joci? Da, cu volanul. A, mai bine pune de pe tastatură. Te acomodezi, te așteptăm să te acomodezi. Nici noi nu suntem foarte șocați. Ideea e că volanul ăsta nu e optimizat pentru jocul ăsta. Joci și Euro Truck-ul Pepsi? Da, da, da. Chiar azi am făcut convoi dimineață. Ia stați două secunde. Hai că te așteptăm. Da. Salut, Andrei, salut, salut. Descoperi nici 10% din jocul ăsta. Alin Wolf, dacă poți să vii și tu cu noi... Nu, în seara asta o să jucăm așa. Numai decât un slot. Descoperi nici 10% din jocul ăsta. Jucăm un crew, adică noi ne știm. Alin Wolf, dacă poți să vii și între noi... Da, să mai stați două secunde. Salut, în seara asta o să jucăm. Plecat, ai 2, 3 și... La mine plouă. La mine nu mai plouă. Dreapta, dreapta. Cu drift. Am văzut la tine el driftul. A fost viața lui. Noroc cu peretele ăla. Da. Nu știu că joc eu jocul ăsta. De l-au pus acolo. A, uite că a ieșit soarele, da, acum a ieșit soarele. La tine se mai cu îndrăziere, Jelly. M-am văzut că și bunicul a jucat asta. Da. Da, a jucat un pic, da. Ne-a luat, frate, ne-a luat de ne-a rupt. Ne-a văzut. Făcut praf. Oh, 350 la oră, băieții. Salut, a, pe Amuri. Așa, uite, tu te-ai dus. Pepsi, lasă-ne, frate, așteaptă, adică noi suntem... Hai că i-am dat cu un drift de la minunat. Aulă! Ce șmecheră grafic la joc, da, e super mișto joc. Să-mi spuneți, vă rog, pe live dacă se vede pixelat, că eu văd ceva pixelat și nu știu ce să zic. N-am reușit nici acum să scot... Oh! N-am reușit nici acum să scot calitatea aia. Ok. Hai că mi-e și de sub birou. Abudi, salut, noapte bună. Ți-ai scos volanul? Nu. Pă, tastatura e mult mai fain. Mult mai fain, mult mai... Mai bine exact volan. În stâlp trebuie să mă închid. Da, nu știu. Și Need for Speed de la volan la jucat. Salut, Abudi. Ideea că ar fi mai bine dacă tine, mă, Abudi. Nu și la mine, Abudi. Mai trebuie să mai duc la Pepsi. Iha. Salut, Abudi. Eu sunt pe Tarla. Sebastian, cât costă jocul? Băiți, aveți idei cât costă jocul? Nu știu, mie mi-a dat cineva. E vreo contul. 5 sau 7 euro pe G2. 5-7 euro pe GD, ieftineală, moca. Cadou.
Pe Ubisoft e mult, e 30 de euro. Vii Pepsi? Da, acum sunt pe drum. Stai Jelly, lasă mai ușor. Stai să încerc să dau reset la OBS, că cred că se vede pixelat. A, și ce poți să mai selectezi, Gilven? La profile, acolo poți să selectezi low latency, high quality, dacă l-ai. Low latency? De ce? Ce da. E aia? Păi low latency, adică să nu să le meargă bine și lor și calitatea să fie cât de cât ok, știi? Da, păi, eu am și wild run, nu știu dacă este ok. Nevăstui ca gaming, te rog, lasă-l în pace și te rog frumos să vorbești frumos. Dacă ai ceva personal cu el, o tratezi altfel, nu așa. Măi, dar de ce? Ia să văd. Ia. Oh, ei, oh. Mi-a dat un pic pe full screen să văd cum se vede pe full screen. Ok. Ah, dar nu face circulețe, mă. Care-i final de mână? Stai să văd care-i final de mână. Space, probabil. Da, nu, la mine e pe... Să vede aiurea. Stai să fac o chestie, nu plecați. Mi-a schimbat tractorul. Băi, ce economet... Ia să-mi schimb și eu, stai așa, ce ai? Mă, dar voi aveți mașini, mă, voi aveți mai multe mașini. Nu, eu am jucat mai mult. Eu n-am decât vreo 3 sau 4. Ia să vedem ce am, eu am un Ford Focus, am așa, un Skyline GTR R32, care are 916. Dar de ce nu lași Mercedes-ul, că ăsta e destul de bun. Băi da, ăsta e cea mai bună mașină. Stai că am dat restart la... Hai că n-o să rapid. Abu Dhabi Boss a venit și pe la mine. Salman, mersi frumos. Și noi îți rămâne o seară faină. Da, mă, a venit curentul, sunt drag palme. Mi-a luat curentul la fix. Stai cu minte, Jelly, cu cerculețele tele. Cerc să fac cât mai multă mișcare să văd pe live ce se întâmplă. Gata, ia să văd. Dacă e pe d-astea, hai la Gogoși. Nu, tot, e multă mișcare, tot pixeli sunt. Dar nu, oricum și la mine cred că îmi scoate niște pixeli. Hai să văd și eu. Da, n-am ce să-i fac, asta e. Îl las pe poate. Și la mine face pixele aia. Păi nu e. Da? Da, cred că la oricine face. Deși din cauza că e prea multă textură cu copaci și chestii. Salut, știi? Red Frog. Eu fac live cu Nvidia, nu fac OBS. Am cu Shadow Play? Da. Da, e mișto ăla. Eu nu prea cum fac cu OBS-ul. Nu, și la mine, Geleven, e pixelat tot. Dai, mergem mai departe? Da. Hai. Da, băi, hai să-i dăm blana. Pepsi, dar n-ai și tu altă mașină de... Mai slabă level. Sau de ce? Mai slab un pic. Da, poți să-mi iau, păi stai să-mi iau, stai că-mi iau Ford Focus-ul. Păi am zis. Nu, păi deci de. Trebuie să fie, stai să mă cer rank. Mamă, ce faină melodia. Cât trebuie asta. Să ai la... Cât aveți la... Vehicle are level? Are vreo... Tu cât ai? 424 eu am. 424, 372. Deci între 350... Păi că-mi iau Golf GTI. Între 350 și... Aș vrea să am mașina asta în realitate. Eu pe să am mașina asta în realitate. Mai, eu sunt cu golful. Ah, dar se vede bine așa. Am luat corvet. Asta e corvetul lui Geleven. Eu totuși am 600 la asta. Hai, idem. Hai, Geli. Dați. Power, benzin, power. Băi, Geleven, să ne bagi în ăsta numai când e noapte, frate. Bă, iar încep. Da. Aoleu. Ah, am luat-o pe... Da, băi, ți-ai să vedem, să tăiem niște trafic. Să vedem care și-o ia. Hai că am trăit toți. Op, am auzit ceva, stați, opriți. Ce înapoi, auzi? Înapoi. A apărut ceva, o piesă ceva. Hai să descoperim un pic. Da, de coa. Înapoi, pe câmp undeva, pe... Da. Salut, Răzvan! Eu am jucat un pic cam încet, ar trebui să-l dau și eu aici, mai tare, cred. Aha, hai că se vede. Ai găsit-o, Jelly? Nu, cred că ne apropiem, nu? Da, e în față. Veniți după mine, că eu merg bine. E galben. Uite că prioara, văd.
Las-o în celic. Vai ce rău se vede la mine. Și ce joc mi-a mai luat The Hunter, Call of the Wild? Ți l-ai luat? Da. N-am apucat să mă bucur de... Grafica e super bestială și o să bagi și multiplayer. Hai aici la mine, veniți. Cum o iau? A, gata, o să iau automat, nu? Da. Câte părți ai? Una. Așa. Stai să dau sunetul mai tare, poți dau sunetul mai tare. Eu m-am potmolit. Eu vă aștept pe drum. Ce are de bolanul meu, mă, la curată, mă? Tremură. Da. Nu poți să accesez setările la sunet din joc? Ba da, escape. Și rotița aia. Păi escape-ul mi-a... Păi rotița, și uite, nu-mi dă decât... Da, apasă paranteze. Da, 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 ai dreptat. O să intru în ea? Da, da, am intrat. Mai devreme nu mi-a părea rotița asta de aia zic. Do you want to save? Yes. Da, eu sunt gata. Eu vă aștept pe drum. Man, de ce nu folosesc schimbătorul? Ciprian, nu l-am setat și nu stau acum să setez schimbătorul și alte alea, știi? O să schimb din clapetele astea. Asta e un Golf 5 sau, nu, 7 GTI, nu? Ce am eu. Dacă nu mă știu. Putem pe acolo? Putem. Vedeți să nu vă ia poliția. Oi, ce scârție, frate! Hai. Hai să ne ținem 21 de kilometri. Să ajungem acolo. Și apoi cât de cât încetinim să nu facem mai mult de 300 de metri între noi. Da. Dar mă știi cum te văd, cum te ard. Crezi că te-am uitat de atunci în Eurotrack? Că tot viața o să te... Mă mișcați de la volan sau de afară? Afară. Adică camera. Da, de la afară. Dar are grafică. Ce mi-ai făcut gelic? Băiți, m-am dus prea în față. I-a luat poliția? Nu, m-a... Hai să vedem care-i top speed-ul la asta. Băi, ți-ai luat jocul de pe G2A. E ieftin, 7-6 euro. O să-l dau la un giveaway odată. Ia uzi, Geleven o să-l dea la giveaway, aveți link-ul în descriere. Așa că... Bun, Geleven, mi-l dai mie, facem un reală. Urmează să fac un giveaway cu Mad Max, imediat. Ioi, 306 km la oră. Uuu, bun, frate... 220. Inele, unde ești? În spate vin, dar ții. Sunt... În spatele tău. Te urmăresc. Vrei să mă... Vezi unde sunt? Băiții, acum nu o să jucăm, o să jucăm doar noi 3, dar pe viitor o să dăm, să jucăm mai mulți, nu știu. 4 maxim, Pepsi. A, da, da, nu, a, doar 4, trebuie să fie, da, să ne vedem. Da, da. A, 4, da. Bine, da, se pot aduna toți, numai că în crew nu poți să bagi mai mult de 4. A, da, se pot aduna dar, toți într-un, da, loc, deci a? Putem să ne adunăm, hai să mergem toți în punctul ăla și a, să... A, deci se merge, a, ok, ok, o, asta mi-a zis. Râzi, a? Merge. Cât ai, cât ai Pepsi? 52. Moha. 5, te fac praf Pepsi. Cei mai mulți am avut 480 la Battlegrounds. Am căzut în cap atunci când e am văzut. E fain, ce joc ăla. Da, ai urmărit. De ce nu joci Jelly? Ăla chiar m-aș uita, nu te-aș mai pune în bară. Hai, te-ai uita, nu mai pune în bară. Serios? Mă enervează că e prea rapid, trebuie să fii super rapid și eu n-am. Mi-am luat un freze cu jocurile în ultima vreme. Dă-lea de fuștată, panică, bagă, dă-i. A, am ratat drum. Eu mă uit la Creative Monkeys, la Battleground. Au, și eu l-am ratat. Și tu ai ratat drum. Au, l-ai pus ăsta fix, mi l-ai dat mie, l-ai luat, mi l-ai dat mie. Au, eu sunt la benzinărie, alimentez. Bineînțeles că l-am ratat și eu. Sau tot Uplay l-aveți, pe Uplay, Clau. Păi, nu mai pe Uplay, cred că e. Sau teoretic, da, cred că poți să te întâlnești cu noi pe drum. Dar nu, că și pe Uplay și pe Steam îl poți avea. Da, da, după, și pe Uplay după și Steam, pe Steam, dacă este e, nu te dă tot pe Uplay. Dar în momentul în care intri în joc, practic te pune să te loghezi pe Uplay, da, asta e tot. Tot aia e. E același lucru, nu? Cum să zici. Wow! Cum a trecut.
Mamă, deci urăsc noaptea în jocul ăsta. Rift, frate. Hai mă, că-mi place să jucăm așa. Am zis că nu-mi plac drifturile, dar uite că în jocul ăsta merg. Mario, am... Da, am curent, Mario, am. Mergem pe munte GLV? O, GLV, rip. Pot, frate, de rip. Uite-l. Rupem cu driftul. L-ai de un an? Păi clau, nu știu, dă-mi ad, Pepsi 1.99. Și o să-mi jucăm. Noi așa am jucat ultimele seri. Hai să descoperim hartă. Mai am găsit câte o piesă. Hai să ne întrecem, hai să... Ne primăm să vedem decorul. Că eu propusesem... Nu propus... Propusesem ca... Ubisoft să facă din jocul ăsta, din harta asta, să facă camioane, trucking. Nu? No? Să-i dea jos pe aia de la Edison. Zi de nu, la cât de mare e harta asta, să pună niște puncte de livrare și să-ți bage camioane și ai terminat. Uite, am și eu, am un turc. Murat, bro, we are Romanians, we don't speak Turkish, sorry. Să mai joc Far Cry? Da, cred că o să mai joc, dar e greu cu spume jocul ăla, frate. Da, da. Ce mi-ai făcut inele. E greu cu spume Far Cry-ul. Care din ele? Mi-am pus Blood Dragon, că am vrut să văd ce-i cu el. Ăla SF-ul, știi? Care s-a dat gratis. Ah, da? S-a dat gratis pe Ubisoft la un moment dat. Bă, dar e greu, mă, frate, nu te duci de ven, așteaptă. Hai că am rupt drift-ul. Mă, dar vreau să-mi iau mașină de drifturi, mă, era ok mașină de drifturi pe aici, prin curbele astea, nu? Da, dar să ai... Aveți mașină de drifturi? Eu am. Am un Nissan GT-R de drifturi. Am mașină de drifturi, stai așa. Băi, că eu mi-o schimb acum. Care sunt de drifturi? Stai că am dat e-strike. Băi, nu știu, este... Oh, ce s-a întâmplat? Ah, ce paletă s-a dat și ori trai la aia, mă? Stai că i-a terminat o chestie. A intrat în chestia aia, dar eu... Asta e mașina mea de drift. Cristi, ce vrei, Dică? Te bag în seamă, dar... Joc și cu abonații? Da, Red Pro, câteodată... Uite, de exemplu, astăzi am jucat CSGO cu abonații. Cu prieteni. Cătălin. Cu prieteni, nu cu abonații. Salut, Cătălin. Mie nu-mi place să le zic abonații. Nu, nu aia de drift. Dirt? Nu Dirt, drift. Dirt, asta te de... Deci D-ul ăla e drift sau... Scrie, dar scrie acolo, vezi. DF trebuie să fie ca să fie de drift. DF? Gata, am găsit. DF, da. Cu maro arată. Ce mașină ai de drift, Gelven? Circuit? Aia nu-i de, aia e de dirt, nu e de drift. Mă, eu nu cred că am niciuna de drift. N-ai? Eu am asta. N-am, am Alfa Romeo, Corvette-ul. N-am nici, n-am nimic de drift. O, oh, dar ce fain e cu asta de drift să nebunească Moș Crăciun. Ia să mergem. Mă, deși mă enervează lumea care spamează într-una ce faci, ce... Dar ce face asta de drift? Ce e diferită? Fuge mult mai tare în curbe. O să mai joci sau nu, că trag în el de tot că se curtează. Da, mai joc, nu știu, la mine merge. Unde sunteți? În spate Pepsi și Geleven. Tot aici, unde ai sunt? În spate. Tu ești mai în față? Da. Hai că aștept. Hai după el. Eu n-am nimic de drift. Uite, da. Seara faină. Cum ți-ai făcut să ai de drift? Ai toate direcțiile la joc? Eu nu găsesc pentru drift. Dar trebuie să o faci și tu. Trebuie să faci niște curse. Și la un moment dat te pune să stunezi o mașină de drift. E ca la Need for Speed. Nu? Adică ai niște curse la un moment dat dacă faci... Dacă faci storyline-ul, știi? Need for Speed ăsta nou, tot așa, ai probă specială de drift. Da, tu n-ai făcut storyline, eu am făcut un pic de storyline. Dar numai că cred că să-mi pun o mașină normală, că mă fac de râs. Binele, ce ca o supod? Salut, Laur. Nu știu. Am sărit pe acolo, era o rampă. Nu, dar mai bun era Bentley-ul. Da, cred că o să-mi schimb mașină normală. Păi și eu. Că nu e ok asta, mi-am Ford Focus. Ford Focus 800, hai să-i dăm Ford Focus-ul.
Mi-am luat toate mașinile care mi le-aș fi dorit eu să le am, știi? Da? Mi-aș dori să le am pe toate. Păi asta am și eu acum. Repet, e mașina mea. Dai cu nos, geleven. Vezi că ajunge la checkpoint imediat. Numai că Ford Focus ăsta e mai rapid ca Golf GTI-ul, din ce văd eu. Deși prefer GTI-ul. Wow, 360. 400 am luat maxim cu... Ce? Cu o mașină. Oh, cu nice. Lamborghini, am făcut-o praf. Comanito. The Crew joc, este jocul băieți. Și ce facem aici la checkpoint? Deci eu nu știu cum sau să mai de aici. Doar ne-am plimbat până aici. Ne oprim și mai punem un checkpoint sau ne apucăm să căutăm antenele sau ce? Da, nu știu, facem ce vreți. Nu știu. Deci eu nu mai știu cum să mai ies de aici. Mai am? Pe unde? Da. Rămâneți acolo să-mi dau și eu. TP. Asta rupe Nissan-ul ăsta. Are accelerație criminală. Am făcut de alea până mi-a dat toate la accelerații, știi? Mamă, și rata și bine. Ia stai. Stai așa cu parcheza. Și al meu merge și mai lumina farurilor. Nu? Numai că e cam murdar. Am pus un ochi singur. Ia stai, stai să mă dau cu camera 1. Cum te dai? Camera 1? Din nou într-o, adică. Că la ETS, știi, camera 1, 2. Da. Noapte bună, G2, noapte bună. Hai, mergem. Deci, frate, asta nu poți să-l conduci din interior. Păi vedeți noul checkpoint. Da. În spate, nu? Da. Ia să intru și eu în asta. Salut, Ștefi. Stânga. Olu, eu de ce mă duc în față? Păi ne-am, aici cum? Da. Aici ar trebui să avem de dar mașini. Nu, oh, care că-ți contează. Bine, că derapează ce derapează, da? Mamă, deci ce rupe e asta? Ce m-am stăcurat printre aia. Da, eu... Este o autostradă undeva foarte dreaptă, mergem pe acolo. Deius, salut. Mamă, ce-a zburat inel. Unde am zburat? M-am dus și eu. M-am dus. Cred că, uite ce-am făcut, m-am buguiera să mă buguiesc. Aveți mașini de dirt? Da. Luăm dirt? Hai să schimbăm de dirt, oprește Pepsi. Ok. S-a luat caprașnicii. E ceva de mers pe unde aici. Care-s mă de dirt? Da. Alea cu... Tony s-a luat de dirt. Păi am... Trebuie să am. Ia să văd Pepsi ce mașină ai de dirt. Stai să mă opresc. Tony s-a luat. Fratele mele de dirt sunt varsă. Bumblebee, da mă. Păi ce Bumblebee am eu. Ce fain face când dau cu spatele. Salut, Baghi. Lui, salut și ții. Deiu, salut. E funky? Da. Funky! La funky. Mine n-am mai dat funky. Am crezut că e obosit omul, că nu mai știu nimic de el. Toate astea, astea cu air. Eu mi-am luat una care are air, nu știu de la ce. Aia e de ride. Mă, dar tot așa arată șmechera. Deci fii atent cum e a mea. Da, dar la mine cu air, nu e cu... Da, vezi, la ele cu ride. De fapt, aia e... la tine e off-road de tot. La noi e doar de dirt, adică... Tu ai putea să urci cu ea pe aici, peste tot. Da. Păi știi ceva, cum iau dirt? Nu, lasă așa. Numai că e mai lent un pic la noastră. Da. Astea sunt așa, undeva la jumate.
aceasta e varză. Hai să-i atindem puțin. Nu e gras, e joc, e vreo 7-8 euro pe GDA. Se face dimineață. Plus DLC-urile mai costă un pic. Ai DLC-urile Pepsi? Eu am... da, le-am cred pe amândouă. Ai mașinile de poliție? Da, da, da. A, vreau și eu. Opa, opa. Să și cred că am un DLC, cred că... Wild Run. Da, și dacă vrei poți să ți-l dau. Cum poți să mi-l dai? Cred că am un cod și nu e... Adică nu știu dacă e folosit sau nu. I-am explicat lui GLFN atunci cum a fost treaba. Eu cred că l-aveam și l-am mai cumpărat odată. Din greșeală. Dacă vrei, dai-mi-l mie și încerc și... Da, eu ți-l dau și nu încerci. Numai că trebuie să... O să mă uit în G2M, știi? Nu există pericolul la G2A după ce cumperi jocurile, dacă nu le activezi să ți le revendici aia, să ți le fure. Nu cred. Să zic că adică modul să iau și nu l-am. Cred că zic că există riscul. Pentru că oricum, CDK-urile alea nici nu știu ce sunt cu ele. Ce curs e asta? Eu am primit asta. Am luat-o și eu din greșeală. O să mă bag, să adică o fac. Dacă am luat, dacă am luat cheiul și nu l-am activat, am riscul ca ăla care mi l-a vândut să-l activeze el? Dacă... Da, dacă ai shield-ul activat și-l activează el, o să poți să faci de ala și îți dă bani înapoi. Uite, i-am dat un pic blană să fac asta. Am ratat una. Eu le-am ratat toate. Și încă una. Eu am nimerit una. Da, hai că aproape iau gold-ul, am luat silver. Când fac The Hunter, cred că mâine dimineață o să joc The Hunter. Le luăm mai ieftin? Da, nici nu știu la noi. Ai dat 20 de euro, puteam, 25. Cred că 20, de pe Judea, cred. Și îți place ăla să stai să vânezi căprioare? Eu l-am luat ca să mai mult pentru multiplayer. Păi și la multiplayer ce? Poți să intri cu alții și te... Da, sunt 4, tot echipă de 4. Capra, șuniții, ce nume ai, ticule. Da, stai să-l vezi pe cartof prăjit. Da, știu pe cartof, cum știu. Da, să vezi ce user am avut eu. Salut, domnul Deleven, așa-l chema. Mie, de ce mi arată să iau în pădure, Jelly? Unde ai pus checkpoint-ul? Ah, hai că acum mi arată. Eu m-am urcat în pom. Nu știu la ce oră să fac The Hunter, vezi. Da. A, deci asta nu Pepsi, nu vrei să știi ce muzica am eu pe live. Rog. Am văzut, rog. Ai, tată, lasă manelele și oseala pentru alții. Muzica pentru satanii. Eu ascult drum, beat, bass, trap, house, dance. Manele, deci, fraților, lăsați alea, băgați manele. Da, n-am nimica nici cu rock-ul, nici cu manele, cine vrea, oricine ascultă ce vrea. Păi. Ce îi place, aia ascultă. Uai, a trecut trenul, frate! Mamă, am trecut prin fața... Am trecut prin fața trenului, ești normal? Ca în GTA, știi, la... La GTA 5, când începe misiunea, aș trece în fața trenului. Schimb mașina că am intrat. Salut, Pericol! Îmi iau înapoi Nissan-ul de la Perth. Rupem doba cu ăsta. Schimbă-ți gele, mașina că am dat de asfalt. Bun sfat. Bă, deci cred că asta prinde suta în câteva secunde, ia să număr. 1, 2, 3, 4, 5. Am slăbut, frate, ce e asta? 5 secunde, ce dracu, 2 secunde trebuie să prinde. Dar ce mă, Bugatti Veyron, ce crezi că e? Da. Mă, nu, că Mercedes-ul ăsta nu-mi place. Neața, Cătălin, neața, neața. Hai, ce să vă joc cu Geleven și cu Tinel? Un pic de... O, cât are la Lamborghini, frate, 1300 aproape. Am și mai bună. Am alt Lamborghini mai bun. Noapte bună, Mariana. Până la următorul click, da. Să ai o... Să ai o domnilă. Mai era prind eu cu Skoda, zice. Pericol.
Ba nu mă, stai că mă uitam mai iurea, mă. A, ce prostie, îmi bor de mile pe oră, mă. Și mă uitam la mile, știi? Așa faci un pic. Stai că mai numărul m-a dat pericol, ce vorbești? Deci, 1, 2, 3, 3 secunde și un pic prindes. Dacă mai încerci odată, o să prind și mai repede, facem pariu? Dacă mai încerc odată, oricum aici eram și în pantă. Ia dai. Stai așa. De-aia că trebuie să schimb a treia, a doua e foarte scurtă, uite-l. Te împingeam, eu stăteam în bus, știi cum prindeai suta? Și că eu scriu la licențe să iau alții se joacă. Iar încă o cursă de asta, mă? Jump skills? Dar nu trebuie să le iei, nu trebuie să le iei. Da, știu, știu, dar îți dă chestii, școală ți-a upgradez mașina. Cine e Cătălin Talent? Eu unul, mă, care a fost pe la România, nu, pe la acest direct. E, vrăjeală. Ba, ce abonați așa pe chestii... Jump, unde e jump-ul? L-am ratat. S-a tuns pe live, a făcut duș cu cola. Serios? Da, mă, deci... La aia se uită ăștia acum. Și are 30 ceva de ani. Adică na. A apărut pe la TV? Da, păi a fost la acces direct. Da, bineînțeles. Și se plângea că n-are bani, că nu știu ce, și băieții zic că are telefon de 30 de milioane. Unde ești din el? Eu am rămas în spate. Salut Robert, Crossfire TV, salut, salut. Și drumul ăsta nu e drumul meu. Ia, ci că s-a tăiat azi cu lama. Bun. Da, pericol, știu, că a avut o viață destul de nașpa, a fost pe la casa de copii, a crescut la casa de copii, știi, dar asta nu e o scuză. Integritatea nu ține neapărat de... Să faci de... Să faci de background. Ai... Tinel, unde ești? Uite-mă. Hai să-i dăm. Am văzut o vorbă interesantă undeva, vrei să mă simți? Zice că integritatea înseamnă să faci ceea ce e bine chiar și când nu te vede nimeni. Mamă, deci cum sare Pepsi. Cine face 1 milion de abonați chiar nu mă interesează. Eu vreau să fac 10.000, deci... Păi, și cât mai? Puțin, 900 și... 800 și ceva. Încă o săptămână 20. Da, cred că... Încă o săptămână de Battleground și aia sunt. Oh! Mamă, ce-ați trecut ceva sforfecat în fața mea. Stâlpul, frate, stâlpul. Aoleu! Vai, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Am făcut de toate. Tumbe n-aia. Ce s-a chemat asta? Hai, frate, iar am intrat în asta. Mă, cât încerc să o evit un pot. Și ce-mi place... Da. Deci, nu știu, când țineți voi stânga-dreapta, se uite și caracterul stânga-dreapta? Da, mai în interior, da. Da, fain, treabă, fain asta. Mie mi se pare deranjantă, nu? Nu faină. N-ați văzut nimic, n-ați văzut nimic. Cât de adevărat e ceea, Budi? Atunci mai ajuns așa repede în față cu el. Ah, dar n-am văzut când ai trecut. Te-ai dat, te-ai dus pe cum? Cum? Zic, te-ai dus pe arătură? Da. Ah, de asta ai ajuns așa repede. Da, tot de gara. Hai să-i dau și pe arătură. Mamă, dacă sare mașina, mă... Nu, din nou, nu din nou. Mă face van. LOL. Aoleu, nu m-am dus, băieți. R. Deci nu urcă la teala asta. Pe ară, curpeți. Dragă, salut, salut. Sunt-o în față, dacă vă aștept. What? Eu sunt prin canion pe aici, mă. Da, ți-l mă dracu' pe ăla cu... Hai că am ajuns înainte. Mi-au... Vă volanele, ce? Inele, să nu mă întrebi cum am ajuns înainte pe ăla. Să nu mă întrebi unde... Ăsta nu l-am vopsit. Să nu mă întrebi unde mă duc. Să nu crezi nimic. Haide, fratele meu. Boost. Dar ce ți-am... Dar n-am vrut. Opa. Acolo.
Acolo am fost trip. Mă, cum fac, mă, dar nu intru deloc bine. Ce scurt pe asta. Când mai auziți chestii de alea cu radar, cu cum s-a oprit, să ziceți că... Da, 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 eu sunt cu echipele ca pe butelie. Ioi! Mamă, spoară Pepsi. Iar mi se repară mașina singură. Nu cred că mai prea, nu prea cred că mai apucă să se repare. Ai zis că îmi dai link-ul ăla, nu mai mi l-ai dat. Norme, salut! Ce să fac, joc The Crew cu băi, tinele, era 5 dimineața, cu fana, era 5 dimineața. Cum se traduce Gelevent The Crew în română? The Crew, echipa? Cum înseamnă echipaj? Echipaj, da. Cuvântul corect este echipaj, dar în contextul acestui joc se cheamă Gașca. Da, Gașca. Și cheamă... My Crew. Ar trebui Gașca să se ia și puțin cu poliția în gură, știi? Numai așa de fun. Ce ziceți? Știe Pepsi cu poliția cum e? Cu luăm un crate, două... O, Pepsi, unde te duci? Da, știu. Numai că eu nu să folosesc power-ups-urile alea. Păi da, scrie pe virgulă și pe punct. Da. Pe virgulă și pe punct. Nu, pasta nu mai iau, deci pasta o duc în bălării, dar tot nu iau. Asta ce face? Nu știu. Eu aș lua-o. Iau, tot de aia. De aia care trebuie să treci prin asta. Ai luat-o și cu gelii? Hai, poate-i bag gold. Am bronz. Hai, mă, hai cu gold. Am ratat până am mai... Merge. Bai, Bogfi. Este, am făcut goldul, să facem, da. Merge și pe I5, te avem generație mai veche. Are cerințe mari așa jocul ăsta, ce știți? Nu cred că are. Dar e limitat la 60 FPS-uri din ce știu eu, nu? Da. E așa, mi-e. Ce mi-a dat... Impact, 15, echip. Mi-a dat... Arată fain merțanul ăsta din interior. Ce trebuie să facem în jocul ăsta? Teoretic trebuie să faci niște curse, acum noi ne plimbăm pe harta. Am dat din interior. Mamă, dar n-am zis că... Din interior. Acum sunt foarte din interior. Deci nu m-am accelerat un pic și prea repede am ajuns. Sunt cel mai interior. Și cât ai ce event pe acolo? Vreau să fac o liniuță cu Lamborghini-le lui Tinel. Dar trebuie să căutăm un loc drept. Care e scopul acestui joc? Uite și cu mine mă întreabă. Păi ai o hartă foarte mare unde ai de căutat niște obiective, ai de făcut niște curse, ai de descuiat niște mașini, să-ți cumperi cât mai multe mașini, mașinile sunt pe categorii de curse și să le cumperi pe toate și să nu te plictisești cu prietenii, cam asta e. Oh my god. Azi și Forza Horizon de mișto. Cum? Eu am Forza 6 am. Hai să luăm 3-ul, toți 3. S-a părut greu. Eu n-am Windows 10 ca să le apăr. Eu am, mi l-a dat gratis. Mi l-aș lua. Da, mă, gratis, că vreau și eu Windows 10 gratis. Mă, ei, ți-ai făcut update, nu? Windows-ul l-am cumpărat. Păi, vezi, da, deci jocul ți l-a dat gratis. Nimerit. Da, da, Forza Horizon 3 cu bani. Da. Tu ai 6-le, nu? Wow. RIP. Yes, am luat gold-ul. Eu am luat platina, serios? Eu n-am intrat în aia. Eu le iau, că mai upgradez mașina, așa, cât un pic, cât un pic. Da, speed știu. Bonus, ei, nice. Mulțumesc, Cristian. 1280 în sus, n-ai ce să mai upgradezi. Hop, dispărusă-i. 1280 maxim?
Nu, cred că 1400 sau nu știu, da, mai mult dată ce se mai pun. G11, fii atât de țin minte, mi-ai spart bara pe spate. O, că prioare, ia să o iau. Și am ajuns la checkpoint. Dacă nu era pe unde... Trebuie să facem o liniuță din el. Unde e Pepsi? Aveți și înspre dreapta, dacă o las înspre est, aveți autostradă. A, dar ne ajunge asta, hai să-i dăm, nu știu, hai dăm spatele acolo. Și vedem. Și până la checkpoint facem o liniuță, să vedem care ajunge primul, da? Uite, am găsit antene. Care e mai tare, Lamborghini sau am găsit antene, vreți să dați pe antene? Da, stai că vin imediat, da. Mă duc în spate cu Pepsi. Ok. De aici plecăm. Dar ce, dacă fac burnout, plec mai repede? Nu știu, eu fac burnout, nu știu. Eu nu fac. Stai puțin. Unde sunteți, mă? Zici tu când, jos. Amândoi. Dăm pe la indicatorul ăla verde? Îi dăm în față, hai, spui când. Hai, două. Lasă că vine gelul. Dai și tu cu noi? Hai, ai liniere. Ia-ți haier la gel. Oh, stai. Păi spuneți, ha, că sunteți gata. Hai, Pepsi. Hai, două, trei, și... O, tinele îi dă cu boost. Păi și eu i-am dat la fel, dar tu te-ai cam dus. Ce ai făcut, frate, la aia? Păi nu știu, de-aia și zis că... Ce cam accelerație, nu? Bună, pe ea. Aoleu! Păi iasă că are porf mai mare, știi, adică... Păi are, dar eu știu de ce are așa. Aaaa, uite ce ai făcut cele. A fost taună totală acolo. Mi-ai strâmbat semnul la Mercedes. Mă, chiar e mișto să joci mai mulți ăsta. Păi, e făcut pentru așa ceva. Să te și auzi. A, clar, să-și cu prieteni, adică să... Unde duci? Așa că joci cu străini e boring. Hai, unde mergem? Checkpoint. Stai așa că găsesem o antenă undeva. Bordul e mișto la Mercedes. Dar nu știu cum să fac să ajungem acolo. Ia vedeți, vă apare checkpoint? Nu vă apare. Nu. Salut, Gabriel, salut. Ah, ok, hai că pun checkpoint atunci până la strada care ne duce acolo. Gata. Adică înapoi. Mergem înapoi, da. E o antenă acolo. Hai să o luăm. Au, ce prostie am făcut. Băi, ce faci, băi, încerc să mă... Hai, ce bate soarele în ochi, să-mi trag palme, nu văd nimic. Puneți ochelari de soare. Da. Condui înăuntru, poate, mai bine. Pepsi? Da. Păi, în spate, mergi greșit. Merg bine, nu, m-am răsucit. Am făcut rău. Ia să vedem cât vine Mercedes și Max. Am 370. Dar te apropii bine, am 302. .357 390, 391. Am zburat. 401, 2. Nu, la mine 357 mă. 408, 409. O, lol, mă, uite, zbor cu mașina. Și am zburat. Mă, dar asta vreo 7 secunde de gână. Dar cum ai, unde, ce-i... Nu mă întreba, nu mă întreba cum a reușit să zbor. Am luat, lasă-i pe acolo pe unde. Jelly? Da. Mie mi-a dat în dreapta, unde te duci? Da, și mie. Pe câmp, de aici? Faceți dreapta, da. Săracu, Mercedes-ul, îmi patinează zero pe aici. Mamă. Încet pe aici, că stricăm ambelopele. Pepsi, te salută Horca ta. O, salut și eu, salut.
N-are somn? Opa. Nu știu dacă are somn. A, dar voi v-ați teleportat în față, ce ați făcut? Nu, nu am teleportat. Am luat, ne-a pus, oh, și pe aici. Pe acolo ne-a pus să mergem. Eu am ajuns la checkpoint, dar nu văd nicio antenă. Nu prin niciun semnal. Nu, nu, nu. Eu am pus la checkpoint drumul unde... A, uite, antena e sus. Păi nu e aia. Nu cred că e aia. Stai așa. Stai așa să văd dacă e bine, stai așa. Da, deci trebuie să ținem drumul ăsta și la un moment dat apare antena exact acum, da. Ținem drumul. Antena ce căutăm noi este după aia mare pe care o vedeți voi acolo. Deci ținem drumul ăsta. Da. Măi, eu merg bine? Jelly. Da, mă, drumul ăsta. Drumul ăsta n-ai unde, trebuie să te duci tot înainte și o să auzi antena. Să sperăm. Jelly, ce faci? S-am lăsat loc. Mersi. Nu, frate. Ce ai făcut, frate? Bă, deci tu știi cât încerc să evit astea? Mie îmi plac astea. Eu încerc să le evit. Eu am luat. Astea sunt din alea, ca să nu te plictisești. Da. Când mergi, hai să... Apărat, ele vă bea să ca și cum ți-ai upgrade mașina. Street run, dar nu ți-o upgradezi mult oricum. Adică? Ce-ți dă? Îți dă cu plus 4% ceva. Depinde, dacă iei gold-ul îți dă mai mult. Da, dar încet, încet, ce faci, știi? Eu așa mi-am upgradat ce-am luat. Eu cu crate-uri. Numai cu crate-uri upgradez mașinile. Ce mi-a dat? Silva? Breaking la bonus, plus 9, tot e bun. Faci un crate și îți dă plus 32. Hai să facem un crate, să vă știu. Păi hai să găsim antena și facem. Ok. Am luat-o, frate. Antena 3. Antena 3 aici? Pepsi, Geleven. Antena 3 e aici? Da. Ce-i asta? A, uite mă, am d-astea cu secunde. Păi ai luat chestia aia. Ia stai frate, să dau puțin nos. Nosul, nosul? Am luat gold-ul. Am luat și eu gold-ul. Și eu gold-ul. Ce m-am vizit? Am 398 rating-ul. Deci mi-a dat... Trebuie să dăm de antenă deja, trebuie să apară antena aici. Plus 5, e. A, dar tu ești sus de aia, îți dă puțin ție. A ta e deja upgradată cât de cât mult. Ce mai zic? Mă, nu prea semnal. Antena e în față, antena e în față. Nu prea semnal. Ce să zic oricat? Uite băieții la o plimbare de noapte. Imediat apare antena după asta. Păi Jelly, dacă spun că nu detectez nimic și sunt în față. Are răbdare. Ia uite. Wow, da, detectez. Wow, wow. Am picat pe roți. Uite, vezi că am picat. Și m-a dat fix acolo, de unde am sărit. Mersi, cine a fost? Eu. Încă una, hai, te rog. Ce, că am blocat. Și eu la fel. Trebuie să urc acolo sus? Da. Nu, că trebuie să urcăm, că ne-am complicat noi. Nu, nu, nu. Că trebuie. E după curbă treaba aia. Trebuie urcat. Nu, eu nu cred. Ba da. Dacă trebuie urcat, trebuie pe altă parte, nu pe unde ai dus. Eu am urcat. Hugo, cum am mersi frumos că te-ai abonat. Eu mă nu sunt ăsta, nu știu nimeni. Nu trebuie mă urcat, uite, am găsit-o e. Ai găsit-o? De pe drum. Da, de pe drum faci pe străduță separată și după aia ieși un pic în decor. Pe iarbă. Uite, am găsit. Da, că mi-am luat eu Skyline-ul meu de rai. Să pot să urc pe aici. Bun, hai mă văd și eu. Am găsit-o. Hai că vin și eu, da? Super jocul, respect, Andrei, mersi, fain. Da, e mișto. Eu nu cred că am descoperit foarte mult din hartă.
Nu prea nu știu ca să descoperă. Da, ne dă procentajul de hartă descoperită, nu? Nu. Noi am făcut, la mine harta e tăiată, zici că e... Că am făcut multe ture de-astea de... Hai să descoperim, știi? Hai ce facem, luăm un crate? E foarte... Da, hai să luăm un crate. Hai să luăm o platină, că suntem 3. Gelepen? Putează cine le ia? Preferat ar fi să le iei tu. Eu? Ia da, ia-ți aer, ca să ne dea pe toți trei, știi? Așa, dacă vreau eu... Stai să schimb mașina. Ia-ți haier aia bună. Să schimb și o mașină? Mă, dar iar mi-a dat, mă, asta, da, antena, de ce? Ar fi să ai una rapidă. Da, Andrei, uite, intră unul, îmi zice, super tare jocul, respect. După aia zice, am glumit, e de căcar jocul. Extraordinar. Cea mai tare glumă care am auzit-o. Așa am zis și eu prima oară, bă, nu pare cine știe ce. A picat internetul, Remus. Deci care sunt cele mai simple, alea maro? Cele mai simple cred că e bronzul. Dar eu nu prea am, nu mai am platină și silverul. Păi da, dar dă-i de paranteze până găsești ofens. Cipria, mersi, mersi. A, gata, am găsit. Am avut dreptate, okay. Am avut dreptate. Ceva, ceva aproape de noi aici. Am sus pe munte, sau un golden oraș, care să le iau? Golden oraș, orca. Hai, lasă. Dar care oraș? În dreapta noastră, cred că e Dallas acolo. Da, în Dallas e, în mijlocul Dallasului. Ba nu, St. Louis, scuze. Mâine o să fac live, Hunter. Hai, du-te ca să te văd unde te-ai dus. Am dat fast travel în St. Louis. Păi stai că ne trebuie să dăm toți, da, dar nu te văd. Și cum dau să vin la tine? Da, e M și vezi unde e și dai fast travel, dar eu nu-l văd. Te-l văd. Parcă ai a fost nasol, nu gata, a fost nasol. Ați apărut? Păi nu te găsesc, Jelly. Un pic mai îndreaptă de noi. În centrul oraș. Uite, am venit. Imediat vin. Aoleu, Pepsi, tu ești exact în crate. Nu, nu e. Ba da. Așa-l vezi tu, dar nu e. Îl iau, gata, îl iau și nu, pe el. Nu, stai puțin. Asta... Bă, frate, unde sunteți? Că eu nu găsesc. Suntem în centrul. Ce joc e asta? The Crew se cheamă și cu mașini. E super mișto. Hai, tinele. Nu te găsesc, frate. În St. Louis, în dreapta ta, e un oraș mare, de unde erai tu. E un oraș în dreapta ta. Și în mijloc, acolo, în centru. În St. Louis? Uite-te. Da. Sau să-l iau și dai râ? Nu, nu, da. Trebuie să mă găsești. Nu te găsesc. Hai, Ian. Gata? Da. Uite că ai apărut. Știi cum toți. E... Pepsi, da, trebuie să fie noi trebuie să-l apărăm. Noi trebuie să-l apărăm. Nu, virgula, ai virgula și punctul. Da, dar eu sunt de la volan, dă-ți seama, nu prea știu. Hai, lasă-l așa, da. Că le dăm noi. Intri în poliție, Pepsi. Trebuie să nu-i lași pe poliție și să mă... Na, hai că am luat-o, gata. Hai după mine. Așa, bun, te-a dat și pe tine, Pepsi? Așa, deci trebuie să te apărăm pe tine. Da. Eu trebuie să ajung la checkpoint. Fără să mă prindă poliția, sunt 13 km. Da, pe asta ziceam, noi trebuie să ajungem la un checkpoint și să nu te prindă poliția. Da. Pe tine. Și uite, mai faci chestia asta și le dai... Mi-am pus butoanele pe aici, să dau asta. Îmi zice bun, dar nu știu. Hai, hai. Ce țapul ăla? Și dai air, Pepsi. Dai air când te depărtezi de cele vele. A, uite. Ți-ai apăsat, de fapt. Da. Au? Mamă, ce merge cu muzica asta. Eu am pe aia cu vine, poliția. Oleu. Da. Claudio Adică. Așa bine te apăr, Geleven, nu pot să mă țin pe drum, dar să te mai apă și pe tine. Paganii ăsta face treabă. Aha, ți-am zis, băi, ia-ți paganii, că e mașină... Face treabă, dar nu, asta nu înseamnă că îmi place cum arată.
Bine, mă. Clar. Aoleu. Am luat gold, 75% șanse să ne pice. Am lasă gold, vino și ajută-mă, că ești plin aici. Și ce vrei să fac? I-am gata, i-am ars pe toți. Păi iar și eu imediat. Uite, poți să dau shield când ai nevoie. Ah, da, ideea e pe tinel așa, să-mi dau pe tine, nu? Cu shield-ul, cu shield-ul de... Oricum l-ai activat tot lui, dai Pepsi. Uite, l-ai mai dat odată sau ți l-ai dat singur Jelevan? Nu, eu am dat. Mi-am dat eu shield-ul acum. Să spui când ai nevoie să-ți dau shield sau orice altceva. Le-am dat eu încă o dată. Și am intrat în gard toți. Sunt cam înconjurat. De fapt, încă nu. Deci, hai, de deci cap... tu... Magnetic Pulse. Vezi că ți-am dat shield. Mai sunt 4 km jumate. A, dar voi îmi dați mie power-up-ul și eu cred că da. Shield-ul dat. Sau voi le aplicați pentru mine? Nu, le aplicăm pentru el. Mamă, nu sunt păstăi. Spanac! Hai că mai sunt 2 km și hai, du-te. Am dat scutul. Oho, ai datat? 19 secunde mai am până pot să-ți dau ceva. Help! 5, 4, 3, nu! Nu! Yes, nu, trebuie să mă învârt un pic pe loc că... Hai că-ți dau, că-ți dau, că-ți dau, că-ți dau, că-ți 6 secunde. Nu! Du-te în spate, du-te în spate! Am dat. Am tăiat-o. Fugi. Nu am să-ți dau nimic, 3 secunde. Am un roadblock. Gata. Am trecut. Da și shield-ul. Mai am puțin. Dă-i. Kilometru 700. Mamă, ce de poliție aici, frate. Vin. Mamă, cât sunt. I-am blocat pe toți, gata. Ți-am dat shield. Mai am 900 de metri. Oh. Încă un pic. Hai, du-te. 3, 2, 1. L-am luat. Bun. Asta, tate. Hai, mă, ce vreau ăștia, mă? Ai făcut level 29, Juli. Ia să văd ce-mi dă acum. Mi-a dat parte de mașină, 3 din 10. Și mie mi-a dat roof, 4 din 10. Roof am și eu, 3400k. Mie mi-a dat bani, mi-a dat 7000. Pepsi, 3400k ai, nu? 3784 mi-a dat. Nu mi-a dat piesă. Și plus 16 mi-a dat la... Și e vorba de un Mazda RX-7. Fain. Plus 11 mi-a dat la mașină. Mi-a dat gearbox, a trecut mașina de la 342 la 360. Tot salut, Robert! Ce facem, mai luăm tot așa de asta? Da, putem să mai luăm. Mai luăm unul? Salut, Robert, salut. Mă, merge cu Pagani, merge fain. Păi vezi? Aia nu mai este 1000 de ori, păi vezi. Ba da, tot așa să spun. Pentru că îți spuneai că mamă, ce Pagani. Mamă ce melodie a început. La asta trebuie să-i dau. Vezi că mergem în jos. Mergem în jos la Great Gold, din St. Louis, din nou. Dar e tot ăla oare? Păi vezi, poate e tot ăla, dacă ți apare bifat, înseamnă că e tot ăla. Hai în Miami, îl vezi pe ăla din Miami? N-apare bifat, dar tot ăla e. Pe ăla din Miami, vezi? A, păi pentru că ție nu ți-a dat. Putem să mai facem o dată. Hai la ăla din Miami, vezi? Jos în Miami. Goldul? Da. Mergem acolo? Da. Ai Miami? Johnny, da. Salut. Ha. Am Miami. A, n-am Miami, dar mă dau lângă el. I-am dat blocul ăla. Dar nici eu nu văd niciunul aici. Nu, o să dau. Dați-vă pe mine, dacă puteți, sau cât mai aproape. Dau fast travel, lasă-mă. Văd, gata.
Mamă, ce-mi place melodia asta, pe melodia asta trebuie să faci crate-uri, frate. Exploziv, iei crate-uri de-astea. Ca să faci bani, faci și bani și îți dă și mașini. Uite că Geli a venit să vină și Pepsi. Ce șef aici? Încă numai că nu vă văd. Ah, nu ne vezi? Nu. Da. S-a întâmplat chiar chestia aia cu Pepsi, Pepsi nu ne mai vede și nici noi pe el. Las că poate ne vede. Am da, dat inițiativa, da. Eu, mie mi l-a dat, ție ți l-a dat Pepsi? Mie nu mi l-a dat. Aia, eram sigur. Hai că le-au și eu, poate îl fac singur și după poate da. Merge. Ia-l. Deci tu tinele, tu vezi că l-am bas sau nu? Da, eu da, Pepsi nu. Da, eu nu văd. Păi se întâmplă asta, se întâmplă frecvent. Asta e problema cu The Crew. Nu, nu te las. Nu vă las, vă fac praf. Dead by Daylight nu joc, nu o să joc niciodată. Dacă ai pe unul, trebuie doar unul, gel. Dar nu mai am checkpoint. Dă-i pe-n față. Am uitat, cred că am mai încercat asta odată și era foarte îngrămădit. Da, mă, că te apasă doar unul. Ești liber. Nu o să joc Dead by Daylight, dar l-am cumpărat, dar nu mă pasionează. Mamă, ce nașpa, fac ăștia și nu mai văd harta. Da, păi și scutul ăla ca să poți vedea înapoi. Nu mi l-a dat la asta, bă. Ăla pentru aia e, când îți dă ei ceva, da, să nu tu tai scurtul ăla. A, și ce o tai. Da. Mamă, bani e bine, am mai apărut în niște echipaje în față. Au, mi-au dat. Nu, am 3 secunde. Wow, și mie mi-a dat ceva. Gata, ți l-am dat. Se încinge treaba. Noapte bună. Blitz, salut, neața. Da, Johnny, așa e corect. Ia-ți-le, că merită. 6 km. Nu. Lol. O să apăs pe R? Sau mă prind la Blitz? Da, poți apăsa R. Ți-i apăsa R. Ai ceva cu tine, n-ai nimic, Celeven. Ai drum liber. Eu n-ai 5 km, cât mai aveți? 4, tot 5. S-au adunat. Nu știu, frate, de unde apar, dar... Pământ, așa ies. S-au adunat. Nu mai, e și creat. Mai e unul cu tine. Am dat scut. Rubentova! Am neutralizat pe aia doi. Salut, Take Guver. Iar mi-a scos harta, mă. Oh! Uai, ce-am scăpat de ăștia. Help. Mamă, cât sunt acolo. Iar am dat, frate. Ia, luați-l pe ăsta. Vai, sunt trapa. Vai, le-am dat. Ce mă, frate, am aflat de ce se blochează, e de la mine? Dar la noi nu se blochează. Fugi, fugi, Geli, fugi. Eu l-am terminat. 400 de metri. Am 400 de metri. Ruf, bună seara, live așa pe seara, da, Paul.
Hai, au, la urmă, la urmă, frate, la urmă. Hai, du-te, gel, bun. Uai, l-am luat. Plus 20 la impact, dar dar ce are speed, mă? 4 din 10, e bine. Level 30. Bă, bă, doar acum. Dar mie merge bine, domnul Marius, eu îl văd pe laptop live-ul și n-are nicio problemă. Da, Blitz, așa jucam. Tot nu mă văd. Plus 22, frate. Este, mi-a dat prima parte din Giz Mazda. Norocosule. Tu faci live din el? Da. De ce? Nu știu, a să văd cum vezi tu live unul, dar eu îl văd foarte bine și... Dacă... dau pe al doilea monitor, hop, ai dispărut. Stai că mi-a dat New Tuner Unlocked, Las Vegas. Ah. Ok. Venim la Las Vegas? E ăla de off-road, pare sau ceva. Stai să văd dacă mă trimite acolo. Sper că ai tuner. Dar eu tot așa, nu vă văd, nu știu de ce. Los Angeles. Ok, unde sunteți? La Las Vegas. Las Vegas ar trebui să fie GLVN, dar trebuie să-l așteptăm. La Vegas, după ce e cu tunărul ăla. Păi aveți motociclete? Nu am cumpărată. Nu am... Nu fai, da. Domnul Marius, eu am schimbat niște setări, dar merge live-ul. Nu am bani. Poate din cauza telefonului și internetului mobil. Dacă aveți internet mobil, s-ar putea să nu meargă. Dă-ți, ai găsit Pepsi unde să vii? Dacă... pe mine. A, uite, da, da. Deci dacă stați pe net de wireless, poate merge mai bine. N-am ce să fac. Nu pot să scad calitatea la live ca să se vadă la un singur telefon. Dar la toată lumea merge și n-am ce să fac. Johnny, de ce nu fac episoade? Mi se pare mai interesant să fac live-uri decât episoade. Mamă, 7 persoane pe live. Joacă Metin 2 pentru vizitatori. Ar trebui să mă vezi și pe mine și pe GLVM. Da, acum da. Băi, eu joc jocurile care îmi plac mie, nu joc neapărat... Înțelegeți? Cam asta e ideea. Și de ce nu fac episoade? Pentru că... Am văzut eu ce episoade fac YouTuberii ăștia mari, mă. Joacă jumătate de oră acolo un joc, l-au postat pe YouTube și hop, episodul, știi? Super tare, cum se zice. Unde mergem? Nu știu. Am dus să iau raid-ul unul, să văd ce-i cu ăla. Uite, GLVN e aici, la raid. Sunt mașinile alea GLVN care le... care-i văzut pe la mine. Dă-ți-mi mașină? Alea, off-road, off-road, maxim. Uh-huh. Aia asta descoperită? Că joacă Minecraft până la 100.000 de abonați. Poftim? Aia asta descoperită aici pe Pepsi? Nu, right spec. Da. De ce ai mașinile alea de raid, nu? Da, da, da. Ăsta e raid. Singura ar fi la Camaro. Mai este unul aici. Mai este unul aici cu noi, mă. Da, îl văd. Da, a intrat nou. Doar Camaro am pe raid, atât. Și? Cum e? Hai, cât pune acum. Salut inel, bine ai venit. Ticket, mai somn. La 1 dimineața. Ia mă, să vă dam motor? Pot să-mi iau motor de aici? Parcă aveam motor în garaj. Nu știu, domnul Marius, ce să fac. Chiar nu știu, doar dumneavoastră spuneți că nu merge. Deci chiar n-am ce să fac. Dacă scade iară calitatea, îmi dau... Tu-mi vezi motorul? Cum? Inel, tu-mi vezi motorul? Stai o secundă, unde ești? Aici. A, da, da, îți văd. Dar e paletă, e... Ce motor e ăla? E un scout, nu știu ce. Ia să arate un Ducati ceva, un BMW. Indian Scout se cheamă. Uite care și animație pe zona în județ și nu stă tot timpul cu mâinile pe... coarne. Dar nu pot să-i dau să scărți roța. Nu știu, e motor, ar trebui să poți. Hai, Geli, ce-i faci? O pictezi? O leagă. Hai, mișcă-ți plăcinta. Hai, hai.
Nu știu până la cât țin live-ul, nu o să fie foarte târziu. Băieți, o să mai rămână, dar așa că puteți vă uitați la ei după. Rămânem până la 5, Jelly? Eu nu, nu o să stau. Să nu-mi fie rău, atât. Hai că n-ai mai băut cu ăla. Știi tu? Presupun. Ce joc e ăsta? Dacă ai băut odată și ai văzut că ți-e nasol a doua oară, nu ar trebui să mai bei. O vreau și un Nissan dintre ăla. Ce, GTR? Uh-huh. E fain. Hai să-ți dau Ford-ul ăsta. Atent. Și-mi dai Nissan, nu facem? Da, ce, poți să schimbi mașinile? Nu poți. Ioi, ce namile. Dar să ies din punctul ăsta ca să poți să mișc mouse. Ce mare e. Arată bine Nissan-ul tău. Nu-l vreau. De ce nu poți să scărți? Păi da, domnul mare, și eu emit la 1080. La... Nu că scărții cum nu scărții. Eu emit, da, eu emit la 1080. N-am ce face, așa emit pe program. Ce șmecher se vede fum. Și am plecat, da, a lansat. Am scărțit până la 100 la oră. O să știi că ăsta e bun, destul de bun în Ford-ul ăsta. Dodge Ram? Este Dodge Ram în joc? Cred că da. Nu știu, câți, cum vă câți bani am dacă pot să mai cumpăr o mașină ceva? Păi când ai am să schimb mașinile... 506. 506 ce? 506.000 de B. Și am 14.000 de aia, că. Păi 506.000 ăla îți cumperi mașini. Ok, și unde, cum mă duc să-mi iau altă mașină? Da, Escape, dai în garaj acolo, nu garaj, la garaj. La BH Quality, High Quarters, nu? Headquarters, sau... Ce, volan am un G29. Da, așa, back to... Skip Movies. Așa... Și ți apare panou ăla acolo, știi? La Collection? Da, nu, la panou, da, la Collection. Și da, acolo da, ți alegi da, ce vrei să cumperi. Așa. Dar uite, multe mașini nu le am, nu mi le arată. Păi asta e, da, trebuie să le și descoperi cât un okay, garaj. Ok, stai să i-a pus una mașină, mai e o mașină. Cred că mi-au și eu una. Unei mașini sunt cu bani adevărat? Da, da, da. Bulanci. Am BMW M4, dar nu mi le iau. Alex, găsești prețul calculatorului meu în descriere. Asta ar fi? Ce? Că nu stau să mai mult în descriere cât... Da... Da... Ok... Vreau... Toate mașini... Ce e asta? Rus... Oare e faie rusă? Golf... N-am bani de nimic aproape, frate... Ferrari, mă, trebuie 153 de mii, aș vrea Ferrari-le ăsta... Îmi face niște bani să-mi ia și o Ferrari. Dar cum facem? Asta e întrebarea. Eu în afară de credit. Cum curse? Salut, Abudi, noapte bună, mersi că ai trecut. Trebuie să facem curse ca să facem bani. Nu am bani de nicio motoretă. Domnul Marius, trebuie să mă înțelegeți și vă zic ultima dată. Nu poți să schimbi setările ca să se vadă la un singur telefon bine și tot să-l vadă prost. Poți să-mi iau nu, nu știu ce să-i fac. Așa am mers și azi și ieri. Am și eu corvetul care l-are, Gelven. Ia-l. Dar vezi că-ți dă o mașină. Am Dodge Viper. Viper-ul ăla l-am luat și eu. Gata, băieți, mi-am făcut. Bine. Mașina de off-road. A, uite Nissan-ul. O, îl vreau. L-am cumpărat. Ce Nissan ai tu, Pepsi? GTR... R32, bla bla, nu mai știu. Tu ai Murcielago? Cred că ăsta e. Eu? Da. A, da, am și Murcielago. Nu, eu vreau să strâng să-mi iau Ferrari-le ăla. Zim și mie unde sunteți, imediat să zic. GTR Skyline ăla, R34, da, nu? Da, da, da. Lamborghini Gallardo, mă, să-mi iau, mi iau, frate, mi iau pe ăsta internet. Salut, Abudi. Asta-i. S-au dus banii mei pe copca.
100 de lei, nu e scump ăsta. Alex, ai un link în descriere și ți arată prețul total cu toate componentele. Arunc o privire în descriere, te rog, frate. Vai, cum arată mașina asta. Unde sunteți băieții? Unde vrem. Bine, nu, n-am nimerit eu galbenul meu. Mă, deci mie nu mi-a deblocat încă pentru drift. Cred că trebuie să-i fac eu ceva. Ok, și acum cu mașina asta trebuie să mă duc să-mi cumpăr ori bărfuri și circuit. Mi-e un circuit. Și eu tot circuit la garaj. Și acum trebuie să tunez? Sau... Sau uite, pot să cumpăr direct level 40, nu? Da. Și eu tot așa îmi cumpăr. 120 de mii de lei. Ia, ce tare ala! Wow! Deci super șmecheră mașina. Liftana. Aoleu, ești nebun. Domnul Mare, poate că nu duce, nu duce banda calitatea asta. Dacă la restul merge bine, dăm că uite-l, mă uite-o pe telefon să văd dacă îți merge bine. Ce dracu. Nu, dar ideea e că toți s-au zis că merge bine și păi el de-aseară, de-aseară se plânge că îi se blochează, efectiv. Că îi se blochează. Și mie eu am schimbat bitrate-ul. Am schimbat bitrate-ul de la 6000 la 7000 ieri și de la 7000 la 8000 azi. De? Și eu îl dau pe Full HD acum. Mă, da, hai că mă mișc un pic, mă mișc un pic prin oraș ca să vezi ce se mișcă, cum se mișcă. Am o întrebare, Gelen, tu la YouTube, dacă poți să dai alt tab. Acolo cum ai setat? Low Lancity sau cum e setat? Ai o setare la YouTube. Obiesă. Nu, nu, ai și o setare la YouTube, poți să selectezi două chestii. La YouTube? Da. Unde la YouTube? Pe ce? Pe Advanced? Stai așa, să dau alt tab. O să dau și alt tab, sper să nu pară rău că am dat alt tab. Ia să ok. Te duci la Advanced Settings. Advanced, a cui mă? La, la deci, ce? Deci, te duci pe Live Dashboard, pe YouTube. Ah, ok, ok. Și jos, 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 ai... ce mi s-a oprit? Live-ul mie un pic? Nu. Ok, și dai Advanced Settings. Advanced Settings. A, și dacă schimbi aici, se schimbă pentru toate live-urile de acum încolo? Da, 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 du-te acolo ca să explic ce se schimbi. Așa am dat, și? Dă-i iar jos, 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 jos de tot. Și la Stream Optimization tu ce ai bifat? Low latency. Ah, deci e bine. E bine. A, e bine. E optimized for interaction. Da, e ok, e bine. Nu, Alex, aveai și prețul total. Mamă, ce urât face când ai alt tab. Stai să mă teleportez la tine. Și la tine face la fel? Da, o ia razna. Uite, suntem în Los Angeles, imediat vin și eu. Deci și la tine face flicăre și face urât până își revine. Da, 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 o ia razna. Uite, și setările la OBS sunt așa, la ieșire am avansat quality preset e pus pe quality. Am să-l pup pe balanced, poftim. Bitrate e 7000, keyframe intervalul e 1, 60 de FPS. Uite, dau aplică. Ok, închid live-ul. Mamă, dar ce criminal. Am pornit streaming-ul înapoi. Ia să-mi spuneți, domnul Marius, cum e acum. Alex, nu-i problemă, stai liniștit. Nu-i nicio problemă. Unde ești din el să vezi Lamborghini-le? Stai puțin, că vin imediat. Să-mi vezi... De ce e criminal, e... E mortal. Dă o tură, stai un pic, Costele. Ia să vedem cum se vede dinăuntru. Aoleu, e toată tunată, roll cake, geale alea. Revină-ți, fratele meu. Nu mai gata, și-a revenit. Ok, domnul Marius. Pentru dumneavoastră, dedicație specială, am micșorat o setare. Scârție cu a treia, ești nebun?
Hai că vin și unde sunteți? În Miami? Sau unde ați spus? Unde... Mamă, ce... Hai că vă găsesc pe pahar. Nu pot să ascund tot, tot harta, chestiile astea. Puf, nu are navigație, râde Paul de mine. Ha, Tolic, salut. Ce-i mai da, acum nu știu cum se vede, cred că se văd pixel, habana cum se vede. Cum e domnul Marius? Ia ziceți. Uite, Clau. Uite, aici suntem, în Los Angeles, eu sunt în partea de nord. Pe drumul ăsta. În Los Angeles sunteți? Da. Eu sunt încă în... Las Vegas, în Egeleven. A, în Las Vegas? Da, aici? Nu, lasă. A, Las Vegas, da, nu, nu, e Las Vegas, și o paletă. Las Vegas, sunt și eu. Stai, măi, Unde ești Pepsi? Că nu te văd. E lângă mine, Pepsi. Avem cursă PVP, ne băgăm, încercăm una? Păi, m-aș băga. Hai să vedem cu alții. Ce o să fie acum. Vreau să-i vă Lamborghini-ul. Nu, nociv, nu intru, nu intru în seara asta. Am dat un waypoint pe la o cursă PVP. O, păi tu nu te văd. Care mi-a dat-o, frate? Care m-a bombardat? Da, nu, nu știu nici eu nu văd, eroare. Da. Haideți că o să-și revină. Sunt fix în același loc. Nu știu, suntem pe alt server. Ia, ia, stai, aștept. Atunci. Da, te văd, uite. Nu, ăsta e Geleven. Eu sunt cu aia galben. Da. Hai după ăla, după Pepsi, după... Liniuță. O checkpoint. Nu s-a mai blocat. Na, am nici o dată o setare. Mamă, cum arată Nissan-ul ăsta. Ia vezi, Jerry, îți place? Ia să facem greapă. Ia să vă stai. Păi ați checkpoint? Dar nu-mi place da. Nissan-ul ăla, nu știu ce vedeți de la Nissan-ul ăla. Mă, culoare. What the fuck? Eu va trebui să schimb mașina înainte de cursă. Pepsi 199, Y. Dar oricum o să-ți dea acolo în PVP, o să-ți dea să-ți alegi mașina. Na, mersi. Ce fugele vei, mă? Most wanted, da, i-am făcut și scop mașina de off-road. De ce nu mă mai văd pe harta? Hai că te salvez eu. Păi ne-a luat poliția. A intrat Geleven. Hai, fugi. Mai mai scăpat. Ia să-mi iau un pic mă aia de drifter, să vă fac niște drifter prin oraș ăsta. Sau să mă ligă. Bineînțeles, firai tu să fii. Ce să stau în Geleven? Mai mai scăpat nici acum? O iau pe off-road, că ăștia nu cred că o să vină după mine. Dar faza e că mie nu-mi arată. Am găsit și o antenă cu ocazia asta. Bun, o să vin. Nu mă duc să caut antena. Nu stau să te mai salvez pe tine. Dar o am pe asta. Ți-am dat accept, Claudiu. Ți-am dat accept. Așa și că tot se blochează. N-am ce să-i fac, domnul Marius. Am pus exact cum a fost aseară. Mai contează și memoria la telefonul ăla să tot umple. Mai dați-mi un restart sau ceva. Do you want to propose him to become master? Ha, mă, Geleven, dă-te bătut clasei să te prindă. Dar nu știu cum să îți dau invite, Claudiu. Vine trenul din Galați. Trebuie să accept eu, Pepsi, trebuie să accept eu. A, o să accepti? Pe Claudiu 02. Da. Mai dă o dată. Gata, la bogat. Geleven, dă-te lovit, frate, lasă-te prins. Hai că ai scăpat aproape, fugi. Gata. Nu trebuie să fac drifter, frate. Stai să schimb mașina. Mergem la un PVP? Da, încercăm să mergem la unde am pus checkpoint-ul, numai că... Trebuie să schimb mașina înainte, că... Și mergem cu fast travel sau? Ne aici aproape, în Los Angeles, nu? E 2 km mă duc cu
la sol că nu mai văd pe Pepsi, că vreau să-i văd Lamborghini-ul. Mă, mă uit. Vine aici. Păi nu, că tu nu te văd. Uite, pe Claudiu îl văd. Stai să vin și eu, poate s-a arestat, da. Să-mi schimb Lamborghini-ul. Hai, ce mă trebuie. Păi, acum schimb și tu. Citește titlul, ce? O seară faină, orca ta. Ce titlul o să citesc? Iar am greșit ceva în titlul, fraților. Nu știu. Ce se întâmplă? Uite, de cum turam motoarele la maxim, volan, bla bla bla. Sebastian, ia uite, știi, mă, citește titlul și n-am mai zis nimic. Extraordinar. Mi-ai fost de folos maxim. Văd tu, mă, vă văd. A, bă, da, vă văd. Oooo. A, Sebastian, scuze. Uite Lamborghini aici. Ce ai faci cu ala, frate? Uite-te în spate. Ia asta. Dă-te, mă, frate. Ce gelin arată bine? E criminal, eu zic. Mamă, ce-i cu țevăra aia în spate, frate? Doamne, de ce-i criminal? Băi, dar nu ai pus-o bine țevile alea. Una în centru. Ce l-am pus bine? Una în centru nu avea? Nu. Hai la PVP să vedem dacă... Hai să vedem dacă neasă la PVP aici. Da, băi, îți place Nissan-ul meu? Da. Dar e galben, mă, de ce l-ai făcut galben? E culoarea lui GLV. Putem intra public sau private? Hai privat, că suntem patru. Clamare Ferrari, mă, super tare. Nu, hai de invite, sau ce facem aici? Și că free for all sau crew versus crew? Crew versus... Uite, ne-a dat. Invited din și ce apă? Și cum dau ce? Acceptați. Și enter? A, ok. Tinel, tu trebuie să dai accept. Păi cum dau? Y și enter. V-am dat. Sper să mă pună să schimb mașina, vreau să-mi merge de sol. Dar stai că aici e random, mă. E primul PVP pe care l-am. Vedeți că aici pică curse random, adică posibil să pice dirt și trebuie să-și fac mașini de dirt, știi? Dacă tu n-ai mașină bună la dirt, e naș. Ce fain ne-a pus acolo, fii atent, Shell Shock, Ride. Aici trebuie... A, nu, aici... ne pune să alegem. Ride, dirt, dirt, street, performance. Performance. Da. Păi nu, că acum o să dea random, știi, o cursă din care alegem noi da. Și ei la alții, știi? Da, și de performance. Am să schimb. Players. O, ce le vreau astea? Hai, alegeți una. Păi am ales, nu? Păi... De acum trebuie să așteptăm un pic, am impresia. Unde? Așteptăm să caute să-și aleagă ei? Da, a bifat tot? Toți am bifat? Da. Păi, te scrie event select. Eu am selectat. Da, și eu am selectat. Cred că n-am selectat aia. Noapte bună, Juni, noapte care bună. Care e aia, că suntem 4? Păi, dacă apeși... Ce am să te mai linte? Nu, doar 4, noi 4. Întâi este event selection, ați ales toți cu... Da, i-am ales. Ok. Ok, event selection. După aia probabil o să apară vehicle selection. Am uite, waiting for praise and... Ce scrie? Ce spune? Ați ales toți? Da. Salut, Sorin. Acum am văzut. Ce să fac la un club? Salut, Andrei. Ce să facem? Bine. Aseara, Hoffman. Scuză-mă că numai acum te-am văzut. Ce să facem? Bine. Păi până dimineața. Nu știu, mă, ce se întâmplă aici. Nicio. Că dacă apăs pe X, poți să selectezi iar cursa. Cum? Dacă apăs pe Escape, mă pune să selectezi iar cursa. Da, și la mine la fel. Și ceva nu e ok, nu? Eu am să le mai selectat odată. Dar nu arată că toți am selectat. Na, uite, și GLV l-am selectat. Așa, și ce drag. Stai să mă iau eu altă cursă, să iau... Dirt. Am luat dirt? David, te știu, tipule, cum să știi. Uite, acum este... schimbă tu pe ăla.
Geleven. Și dă-i alta, poate dă-aia. Nu, nu, ce să punem? P? Street. Nu, să fie diferite, știți? Și zic, uite, street. Amândoi, schimbă tu Geleven. Să nu mai fie street, pune... altceva. N-ai, mă. Right. Pe Skype vorbim, Claudiu. Un right, na. Da, uite. Da, nu. Dar nu cred că are legătură. Nu, băi, ți-a zic să ieșim și... Da, zici bine. Deodată. Hai să ieșim, Claudiu, și mai drum, dar ceva nu e în regulă, adică trebuia să înceapă. Eu am ieșcat pe PvP-ul. Și te pune să selectezi cursa, după... Hai să o facem publică. Nu, băi, public, dă-i, tu ai dat privat? Da. A, păi nu, tigule, hai să dăm public. A, probabil că dacă era privat, trebuia să ne înțelegem cu alții, nu? Păi da, trebuie să mai inviți alții, cred, știi, și... A, n-am știut asta. Nu știu, zic și eu. 9 minute? Ce 9 minute? Eu schimb mașina. Nu, stai, ce caută și mie 9 minute să scrie acolo sus, băi? Ce dracu se întâmplă? Nu știu ce se întâmplă. Mi arată cu tine și Claudiu trebuie să dea accent. Și da, dau? Poate trebuia să facem free for all. Dați accept. Ai dat free for all? Păi dau iar accept, uite, 4 minute. Public. Nu știu, invitation pending. Free for all. Dar nu pot să dau accept. Uite acum am dat accept. Ce se întâmplă, mă? Eu știu. Nu știu nicio. Aparna. Ce să ai voie să zici, Claudiu? Ce? Ai voie să zici orice. Bă, nu știu ce faceți voi, dar eu vreau Ferrari ăla. Eu nu mai am bani de Ferrari. Frate, am dat la enter până acum. Mi-au sărit capacele. Ce le ven? Uite, zice mie acum, să dau eu accept. Ce dracu se întâmplă, mă? Uite, iar. Nu, no, dă-le acolo. Nu, v-am mai dat eu odată invite. Uite. Și ce fac, mai accept? Da, mai dai odată să vedem ce se întâmplă. Mai punem odată. Nu, invitation pending, nu știu. Eu nu mai dau niciun accept. Mă duc să-mi turesc puțin Lamborghini-ul. Dar cum îl turnez, mă? Unde mă duc să-l turnez? Mă duc să-l turez. Ah. La garaj. Sau la unul din tunării de pe hal. Poți să-i schimbi jante și chestii? Da, da, da. Jenți, culori, eleron. Nu, mă, trebuie să plecăm. Bă, eu cred că știu de ce n-am mers, mă. Trebuie să stăm în cercul ăsta când acceptăm, nu? Nu copim la. Uite, acum scrie că în 3 minute caută. Da. Rămâneți și voi în cerc. Nu contează, Geli, unde ești. Nu, Patrick, mă joc de cru. Uite, iar, invite, dar de ce ai dat invite iar? Hai să scrie că în 2 minute caută. 4 minute. Nu mai ești în cerc, Geleven. Eu nu mai dau, aștept să scurgă pe 4 minute. Așteptați să treacă astea 4 minute sau... Hai bă, locul. Hai să-i dăm o cursă repede până... Da, nu știu, mă duc să întunez asta. Păi, crezi că după aia o să mai ai timp? 3 minute? Nu știu, mă, bana. Nici nu știu ce se întâmplă. Poate nu sunt player care să jucăm, am bana. Pepsi, hai facem o liniuță, stai să vin la tine. Hai. Rămâi acolo, că vin eu. Tu cu ce ești? Lamborghini. Dar voi ați făcut vreodată cursă cu Faction? Nu. Sigla pe care v-ați înscris, cu gașca. Nu, nu. Eu, da. Încolo? Da. Are ideea. Nu, da. Ia dar să nu, încerc că să dau... în spate e mai bine să încerc mergem să în spate. Dau un event de... În partea aia la altă? Încerc să dau un event de Faction, să văd ce se întâmplă. Trebuie să aștepți un pic, ai ieșit, da? Trebuie să mai aștepți vreo 2 minute.
Mi-apare open să pot să dau accept, nu, nu pot să dau abort. Ah, tu mă izbești să fac. Nu, nu era meu. Hai, da. Stai să treacă, să vreau foarte... Dai tu start, hai. Hai, da. Stai să vreau parte, stai să vreau parte. Atâte mă, Claudiu, parcă ești turbat. Hai aici. Nu trebuie să bag în față. Hai, două, trei, și... Uuu, n-am luat-o bine. Am 280, se duce mai tare, fa. 330. Pata, am... Bun, dat-o de gare. Te-ai dus, nu? Da, m-am inserit în tine. Ah, de cine să mă țin. E bine. Nu, no, mă duc până la headquarters să întâlnesc asta. Vreau să stai și mai e un minut și jumătate. Ah, ce paletă. Și mai curge timpul? Da, da, da. Mai e un minut și 18 secunde. Ah, ok, atunci înseamnă că trebuie să primesc, că atunci am mult. Hai să așteptăm, că nu mai e mult. Claudiu, ah, să vede bine live-ul la mine, să întrerupe. Mie jocul merge în 60 de FPS-uri. Ok, și cum o tunez la spoilere și asta? Să... La vizual acolo. Aspectul. La vizual. Color. 50 de secunde. Mhm, la unii e 47. Salut, Pingu, salut, salut. Ne bagă după ce se termină. Bă, tinere, dar lasă-mă, bă, să văd și eu cum se repară. Mie nu mai apare timpul la sus. Ai vrea, păi dacă ai fost în ăla, probabil că dai. A, nu cred. Ne-a schimbat jant. 10 secunde. Da. Tinele, faci prostii. Nu fac, vreau să nu te repari. Păi ai police watch, termină-te odată. Gata, play waiting. Play is waiting. Mă pune să aștept. Am dat degeaba chestia aia. Oare trebuie să mai dăm un accept, un accept iar? Mai dau o dată accept. Sunt... Dar nu apare nimic. Păi, eu am abort sau close. Mie mi-a dispărut. Nu știu ce se întâmplă. Uite, iar apare. Nu, nu cred că sunt jucători, mă, care să jucăm, zic eu, sau nu știu. Nu joc foarte mult, exploziv. Vin de la muncă, am avut azi la terasă câțiva adolescenți și vorbeau de canalul tău, să mori tu. Adică vorbești serios. Eu nu mai văd pe nimeni. Niciun. Mai dau un accept? Ah, uite. Ai, frate, iară 4 minute. Nu, eu zic că e ceva buguit. Și eu. Voi mă, vă mai vedeți între voi? Uite, 4 minute și 10 secunde. Eu nu mai văd pe nimeni. Eu nu mai, îi dau Y și anulez. Îi dau... Dar nu pot să anulez, cum îi dau abort? Să calc niște oameni? Nu pot să-i calc. Cât am încercat. Ia uite-l cum fuge. Zici că are GPS anti. Da. Zici că mă, vorbeam de victoria de ieri de la Battle din primul match, lol. Ai, în primul match ai câștigat? Da, primul match pe live ieri. Păi, locul 1, salut, locul Adrian. 1? Da, locul 1. Păi am vreo 22 de victorii, cred. Bun. Noapte bună, Hawkman. Salut, Adrian, salut. Mă întrebam și eu dacă se vede live-ul mine, nu-mi răspunde nimeni. E treabă bună. GRPN, dă-i tati, anulează PvP-ul. Eu am ieșit, am dat abort. Mie, de ce mi-l arată? Da, vezi că avem o antenă. Păi nu știu unde ești tu. Avem o antenă prin apropiere, am pus un waypoint. Păi nu văd nici waypoint, nu văd nimic. Ia aici parcă le-am dă-i după mine și bine. Super tare, Pingu.
Mersi că mi-ai zis. Ce? Spune-ne și nouă dacă e un secret în dacul. Păi ți-am zis că la terasă azi la cineva, un băiat lucrează acolo, știi? Și niște băieți vorbea de canalul meu și de Victoria de ieri de pe live. Ah. Deci am zis eu. Tu detectezi antena Geleven sau nu detectezi nimic? Dar nu văd pe nimeni, mă. Păi nici nu mai văd. Eu nu mă văd așa, că merge. Se aici. Vede ok, 4K. Figură Don Claudule. Și sunt moduri faine, mă, poți să joci prinsele în... Salutare, Ghostkiller, salut, salut. Bine. Mă cam ia cu somn. Mă, mie mi-arată că e antenă. Uite, o să pun waypoint. Da, de acum bun. Ar trebui să-l... Eu văd waypoint-ul. Îl vedeți? Cel și eu pe partea aia. Bă, dar de ce toate mașinile au tracțiune spate, frate? Trebuie să întoarcem? Da, domnul, mare, toate. Vezi, trebuie să întoarcem? Eu am luat-o pe câmp, veniți după mine. Unde, frate, să vin după tine? Pe aici pe undeva, uite, a apărut. Clip. O fie aia de pe deal care o aveți voi, mă. Fie aia de pe deal. Și tu nu ai? Nu am pana, nu. Paul, cine a pus asta în drum? Ia o zgoschină, super. Bun. Da, băieți, eu cred că o să mă duc la somn. Că mâine mai vreau să bag un... Nu știu, cred că o să joc la The Hunter. Mâine dimineață, la 2, trebuie să mă duc la ziua cuiva. O să fie o duminică super. Ai găsit o GLV? O văd, uite. Apare niciunul am pe asta. Eu am pe aia. Ia să-mi ia Mercedes-ul, să văd cât prinde. Ok, Mercedes, Benz. Bă, nu cred că aveam. Nu, nu aveam. Aveți chef de tură până la un... până la Lake Tahoe? Eu nu mai stau mult. Un pic mai stau, vreau să văd cât prinde mersul ăsta. Și mă bag și eu la somn. Ați auzit, nu? Tot mare și nu mai înțeleg. Nu spargeți telefonul, până nu aflați care e problema. Ce facem? Mergem pe aici? Am pus un waypoint. Mergem pe el? Da, ajunge la Lake Tahoe și acolo mai este un, o antenă. Vânătorii de antene. Domnul Mario, nu spargeți telefonul. Dacă e iPhone, vi-l cumpăr eu. Că mie nu trebuie să mă uit la live. Mie trebuie să fac poze. Ah, 410 am prins și m-am izbit. V-a apărut checkpoint-ul la toți? 410 cu ce? Mercedes-ul. Oh, oh, bun. Da, Jerry, eu merg pe checkpoint. Eu nu mai vin la checkpoint, băieți, o să ies imediat. Noi dăm înainte.
Pepsi, vezi, poate te uiți, poate găsești codul ăla. Da, 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 mă uit, mă uit. Oricum, am fost fain Pepsi. Da, mai jucam. Oricând. Că noi n-am. Luăm ce vine la mână, nu facem într-o ordine anume, știi? Mhm. Nu, eu mă duc că mi-e somn, nu de altă. Încerc să fac o chestie aici, dar nu-mi ies. Da. Salut, Sergio. A, domnul Mare, nu, dacă era iPhone, Samsung nu trebuie. Am zis în ideea să nu-l spargeți, la aia m-am referit. Ideea să nu-l spargeți, nu să-l iau de nou. M-am mai făcut cu o cameră foto luna trecută. Ce la platina? Mi-a adus cineva o cameră foto Nikon, căci că nu îi mergem, o aruncă. Zic, nu arunca, dă-mi o mie să o repar. Căci că e moartă. Se schimba bateriile. Și erau bateriile pus... ne vedem mâine. What the erau fuck? Bateriile... Ah. Bateriile erau puse greșit. Mi-a zis cine, ah. Mi-a zis cine-o tu. Dă-mi o mie. Păi nu, că mie chiar îmi doream. Bun așa. Și chiar îmi doresc un iPhone 5. Măcar 5S. Să fac poze mai faine, că... Că mi-o interesează un pic să fac... Bine, am trecut pe lângă tine și nu erai... Da, știu, îmi făceam poză la poză. Nu știu cum am intrat în modul de... foto. Domnul Marius, mă abțin. Hai, așteaptă-mă dacă vrei. Nu știu pe unde să vin pe aici. Gligor Gabriel, ești puncte, puncte, puncte. Da, puneți că ai vrut să zic că... Ai vrut să zici... Nu știu ce vrut să zici. Continuă. La magic. Da. Da, care față de om mare, știi, adică... Deci ce, oamenii mari nu sunt proști sau? Ba da, sunt, da, da. Nu vreau, nu vreau să judec înainte să zică cuvântul care urma, știi? Corect. Da, da, acum ai dat șansa să-l suțească. Na. Înseamnă că după aia numai el nu să știe. Unde ce te de duci de vin? De umbru mi-era foame de niște mure. De ce? Mure! Ha. Ah. Am înțeles, si. Bine, smeură. Spanac. Eu nu mai fac așa, o iau direct acum. Cum a fost live-ul de azi, că nu am timp să mă uit. Ghost a fost interesant, au fost niște meciuri mișto la Battlegrounds. Și mi-a picat curentul după 2 ore. Și am ieșit și cam aia a fost. Bă, da, voi cam aveți probleme cu curentul, că și lui bunic mi-i tot cade. Și mie. Da, mie mi-a picat din cauza că a plouat și cred că, nu știu, a fost ceva la un generator, știi? Da, de cum te-am stat așa în urmă? Aaaa, zbor. Eu mă duc să-mi upgradez un pic mașina, dar nu sunt cursele alea. Waypoint. Cum schimb cursele care mi le arată pe harta? Cu tastele de săgeată, nu săgeată, artezele pătrate stânga-dreapta. Uite skills aici, ok. Hai să dăm asta, hai să trăim. Gata, domnul Marius. Păi aveți da, gol, acolo. Și ne mai întâlnim, mai vorbim. Și mă bucur că n-ați renunțat. Vă salută domnul Promarius. Salut, Marius. Salut. Noapte bună, domnul Marius. Noapte bună. Mie îmi plac astea de skill-uri, nu știu de ce nu vă plac vouă. Mie chiar îmi plac cursele astea. Când ajungi să stăpânești mașina și să te obișnuiești cu ea, da. Mamă, dar ce rupe Lamborghini-le asta? Cred că e mașina mea preferată, după Mercedes-ul ăla. Ce Lamborghini ai? Ăla care l-ai văzut-o. Păi, Gallardo, unde se lagă? Gallardo era. Mm-hmm. La Goldu.
Ia să văd altă cursă de skill. Mai fac una și mă bag și la somn. Jelly, noi mai stăm? Mai stăm o leagă. Eu oricum până la 4, până la 4 nu mă culc. Dacă ești obosit, poți să... Ok. Nu e vorba că s-a obosit, dar... știu că oboseala asta, nesomnul ăsta o să-l, o să-l trag rău de tot luni marți. Mm. Adrian, mâine nu o să fac, nu o să joc eu o rătrag. Am dormit 5 ore numai. Uai, ce melodie începe la mine pe live. E o melodie din Need for Speed 6. Ce tare, îți dă senzația că ești în jocul ăla, frate. Și tot așa sunt... tot așa e traseul. Melodie de Need for Speed. Am făcut să se răzgândească pe ăla care o venea în joc. Și la 300 de like dau CDK cu... Ce mă, Alex? Cu... Stai să mă, ți-am punat ție tu dacă faci 300 de like-uri la live-ul tău. Devii și cerșești pe aici. Ia să... Channel, să vedem canal. El are 5 subscribers, mă. Și vrea 300 de like-uri? Și la... Și la 300 de like-uri el dă Outlast 2, mă. Cred cu 600 de... subscriberi aproape nu... Ticule! Eu am făcut 300 azi. Așa a venit la mine azi unul pe live și zice că ce fă, dă moderator, nu ți dau frate. Ce? Și că hai că-ți dau 20 de euro. Și am zis, ia dă-mă 20 de euro. N-am mai zis nimic. Da. După n-am mai zis nimic. Când ai ajuns în față? Cred că când sunt Jelly în față. E uite, de ce la jocul ăsta merge să conduc și la Dirt m-am făcut de tot rahatul dimineața. Ai jucat Dirt? Dirt e greu, man, e greu. Nu compara Dirt-ul cu ăsta. Dirt e simulator. Da, dar aveai o lățime de 2 metri de stradă și efectiv când îți atingea roata zăpada ai terminat-o. Joacă Gran Turismo, să vezi cum e. Ok, de ce minus? Mi-a plăcut să știi și test drive în limită de la primul. Ăla are o hartă la fel de mare, mai știi? Eu l-am jucat pe ăla, dar... Mamă, cât am jucat ăla. Parcă tu ai și Project Car, dacă nu mă înșel. Am și Project Car. Și ăla merge pe multiplayer? Și Need for Speed, da. Păi și când facem un Project Car? Îl ai? Da. Și am Project Cars. Eu. Tu chiar l-am instalat. Eu nu l-am instalat, asta e problema, iar am luat asta. Ascultă, lăsăm pe weekendul viitor dacă e. Ok, îl instalez și eu până atunci. Un Project Cars. Poate mă mai învăț și la ăla. Bă, dar și ăla e greu, mă, cu spume. Nu, ăla știu să joc, că sunt obișnuit din... controllerul vostru. Am jucat Gran Turismo și... Deci la primele faze cu carturi m-au scos cu nervi. Păi nu, că nu facem cu carturi. Eu am luat cariera de la capăt. Eu n-am făcut nici... 1% din carieră. Eu fac o cursă de aia de Dirt și eu sunt cu Lamborghini pe nisip. Se duce în toate părți. Corvetul lui tăticul ce frumos merge. Lasă-l acolo în garaj. Nu, Iuliane, n-am somn. Imediat mă duc și eu la somn. Uai, ce frumos am luat curba asta. Bă, dar Clau, ce mai e cu el? Da, exploziv. Cine? Da. Clau. Nu știu. Ah, mă, nu știu de unde imagine. Wow. Wow, wow, wow. Băi, ce v-am lăsat, am ieșit de pe Skype. Noapte bună. Distracție plăcută în continuare. Pa, pa, pa. Mersi la fel. Pa, pa, cu plăcere, cu plăcere, pa, pa, pa. Ceau, noapte bună. Transport droguri. Mai ajungi la checkpoint. Băi, mai am 12 km. Ești în spatele meu. Mai continuăm după checkpoint? Mai chef? Eu am 7 persoane pe live. 7, eu am 2. Hai la GDVM. 5, 3 din ei. Nu, nu 3.
Am 3, din care unul sunt eu. 8? Fii atent, ai venit tu? Ce se întâmplă? Acum am 5, 6. Vezi, i-am trimis la tine. Aha, aha. Nu da, merge și pe aici. Uai, m-am uitat pe la și am luat pe parcură. Și eu la fel. Auzi, fă și tu stânga și hai peste deal. Nu te mai chinui. Unde să mai fac stânga, frate, că am luat un... Eu te văd undeva după deal aici, în stânga mea. Nu știu unde ești tu, dar... Și mă bucur că n-am dat banii pe Dirt Rally. Am luat o țeapă. Ce tâmpenie de joc. Dirt 3 e mai ușor. Ai jucat? Da. Da. Trei am jucat, unul am jucat, unul mi-a plăcut foarte. Ăla. Dirt Showdown. Showdown mai merg. Chiar e ușor 3. Că bifezi alea, știi, aproape mașina se controlează singură. Da, da, dacă vrei să faci o cursă mai... un reward mai mare, îți poți asisturile, nu? Da. Unde ești? Pe dealuri. Și eu la fel. Sunt spatele tău. Tu ai luat pe tăiată, a? Da. Ia uite că jucăm Dirt 3. Când? Nu știu, mâine, pui mâine, săptămâna viitoare. L-ai instalat? E un... bună întrebare, nu știu. Eu am obsesia mea și o chestie care nu pot să scap de ea. E vorba despre ordinea consecutivă a unui lucru. De exemplu, nu mă uit la Iron Man 3 decât dacă văd 1 și 2 înainte. Normal. Nu pot să joc Max Payne 3 dacă nu le-am terminat pe primele două. Și crede-mă, jocurile... am jocuri care stau de ani de zile și nu m-am apucat de ele pentru că nu le-am jucat pe cele dinaintea lui. Nu știu cum să scap de obsesia asta. Este probabil OCD din ăla. Tulburare obsesiv-compulsivă, nu știu cum se cheamă. Sau, de exemplu, urăsc când cineva îndoaie revistele. Coperta la revistă, o ia și o îndoaie și o muchează. Urăsc când nu are, n-are grijă de cărți, de CD-uri. Când văd carcase sparte, mă doare pe mine. Eu nu am niciun CD-ul, asta e nasol. În afară de câteva ale pentru PlayStation. Eu am vreo 800 de albume. Cât? Vreo 800. Originale? Tot, originale? Acum 3 ani. Da. Păi alea într-un timp o să... Bine, o să valoreze ceva, doar să nu fie alu Guță și alu Salam, că... E Guță și Salam, aia e clasică. Dacă e albumul lui Guță și Salam, nu o să valoreze nimic. Aia deja e clasică, nu mai e... Nu, am albume rare, am chiar albume rare, am albume... Păi, de asta zic, alea peste ceva ani o să valoreze. Dacă le păstrezi titlul. Am discografia lui Rod Laver, sunt 5 albume, care n-au fost lansate prin case de discuri, au fost lansate independent. Tu știi ce rare să alea. Și o muzică super faină, frate. Nu găsești nimic de la ea pe nivel. Dacă nu e cu Salam, tot de ce? E, Salam și margarină. Și Pateu. Îmi fac și o formație de manele, margarina. Da. Unde am mai fost pe aici, nu știu de ce mi se... N-am mai fost. Am eu deja vu. Iar ai luat alea. Ce să fac? Mamă, ce era să iau cerbul? Era să iau cerbul pe coarne. Cerbul de aur? Da. Mă, ce-au făcut ăștia la Eurovision? Că am văzut că ajuns să mă în finală. Bă, singurul lucru pe care eu știu despre Eurovision este că este un concurs de melodii, Europa și în care tot timpul la urmă câștigă cineva care n-avea nicio legătură cu muzica. Deci asta e ce știu eu de Eurovision.
Nu mă interesează nici... Da. Uite căprioara, mamă, când de mai băgat gelii cu Lamborghini-ul ăsta. Cerbul Daur nici măcar atât, când era mai mic, mă mai uitam la Cerbul Daur, da? Nici nu știu ce e Cerbul Daur. Festivalul de la Brașov, în fiecare an se făcea. Și ce se întâmplă la festivalul ăla? Era un fel de Eurovision mai mic. Ah. Eu am ajuns la checkpoint, unde mergi? Că nu te văd, dă-mi eject în curul și bagă mai iar. Uite, Clau mai e cu noi? E cu noi. Da, dar nu vă mai văd. Păi nici eu nu te văd. Păi am vrut să venim aici la Lake Tahoe. Să facem la lac. Uite lacul, uite ce frumos e aici. Ce-am făcut, mă? Ia să vă dau photo mode. What the fuck? Ce dracu am făcut, frate? Ce facem, Gerven? Mai continuăm sau? Tu să-mi zici. Păi tu să-mi zici. Scoate-mă din cruș și adaugă-mă. Stai că mă duc să fac o poză și nu. E foame. Aha. Nu prea pot să fac poză. Mă duc să umplu cu bărcuța. Da, asta e cea mai bună idee a mea. Unde vreau cu bărcuța? Mă, dar oare bărci sunt în jocul ăsta? Mă, știu, acum știu de ce am ajuns noi la Lake Tahoe. Avem antenă, mă. Avem antenă pe deal. Nu știu unde vezi tu antenă, dar... Avem o antenă aici, vină după mine. Stai două secunde, așteaptă. Hai că nu mai contează, stai că vin și eu. Pe drumul ăsta pe aici avem o antenă. Bă, nici nu știu cum mi s-a văzut live-ul, o să mă uit mâine. Nici eu, adică mie mi se vede bine pe laptop, dar pe laptop am și viteză bună, numai pe laptop e farză. Eu pe calculator am dat mic, știi, ca să nu mi... Da, și eu, calitatea la 480. Da, și nu-mi dau seama. Dar la începutul live-ului l-am avut pe 720. E cursul. Se vedea bine. Nu-mi dau seama dacă agață sau nu, mai eu nu detectez nimic. La mașina asta nu. Mașina asta nu... Merg bine pe drumul ăsta? Da. Începe ploaie. Deci nu poți să o țin pe drum, ne, frate. Eu l-am găsit, adică am găsit că începe să țipe. Înseamnă că eu mă duc aiurea. Oho, păi unde ești tu? Ai găsit-o? Mi-am schimbat mașina de ride ca să pot să urc. Da, uite, mă duc spre ea. Eu pot și cu Lamborghini-ul. Nu știu dacă urci. Urc. Am urcat eu cu asta. Bă, dar ai dreptate, cred că nu urc. Mai ales după ce am... Să-mi schimb și eu. Mașina sunt da, pun... Am găsit. Am găsit eu! Îmi pun ride. Cu ride urci, nu? Da.
beta asta. Da, cu raidul orice. Bun, am găsit-o. Ce facem, mai jucăm sau? Mai jucăm în GLV? Nu mai, nu mai. Ai oprit, ai oprit live-ul? Nu încă. Imediat o opresc și eu. Fac un teleport undeva în timp. Așa. Eu îl opresc direct aici. Lake Tahoe. Da, băieți, vă salut. Ne auzim astăzi. Un Eurotrack, Calais Duisburg, Europa 2, Heavy Cargo. Direct. Faci cu Heavy? Cum? Faci cu Heavy Cargo? Da, Europa 2, Calais Duisburg. Noapte bună, băieți. Și eu sunt rupt. Da, mai stau. Rămân pe Skype. Rămân pe Skype, da.